auzit că s-a lansat Facebook Dating? Am o idee! Vai de viața mea! Salutare, oameni! Uite care e treaba! În 2020 s-au lansat în fiecare lună aproximativ 100.000 de aplicații. Da, unele mai bune și mai utile, altele cât se poate de nebune. Unele sunt atât de sărite de pe fix încât nu numai că îți pui problema cine s-a gândit să inventeze așa o aplicație și cine o utilizează, dar te gândești, chiar au existat de adevăratele? Așa că am zis să jucăm Adevăr sau provocare? Asta e reală oare? Acum trebuie să-mi spui și care sunt regulile. Foarte simplu, am selectat eu câteva aplicații, am mai inventat și eu câteva și le-am pus acolo pe lângă, iar tu va trebui să ghicești care e adevărată și care e fake. Dacă reușești să ghicești mai mult de 7, să răspunzi corect la mai mult de 7 variante, atunci tu ai să câștigi și am să pierd eu. Dacă nu, ai să pierzi. Dar vreau să știu ce pierd ca să... Da, cine pierde va trebui să găsească 3 bombonele mititene într-o farfurie plină cu frișcă, pentru că am văzut că v-a plăcut ăsta cu frișca foarte tare. Hai de viața mea! Ești gata să începem? Da! Crowdpilot. Conversațiile tale pot fi ascultate de străini care te pot sfătui ce să spui. Există sau nu există? Iartă-mă, dar trebuie să înțeleg. Practic sunt niște străini într-o aplicație care îmi spun... Ce să mai spui? Deci, tu practic ești în aplicația asta, da? Da. Și spui, mâine sau acum vreau să sun pe cineva și să vorbesc că am o problemă de rezolvat. Da. Poți să ascult și tu conversația și să mă sfătuiești ce să mai zic? Nu. Păi GDPR-ul? E reală sau nu e reală? Falsă. Față. E reală! Și au o notificare pe care o poți, nu e obligatoriu. Tu ca utilizator, care pui să-ți fie ascultată conversația, poți să pui această notificare să-i apară celuilalt. Am înțeles. Da. Okay. Wakey. În locul ceasului deșteptător te trezește un străin de pe aplicația asta cu un apel telefonic care se închide automat după un minut. Dar ești tu de înscris în aplicația asta și poți... Ori să fii sunat, ori să fii cel care sună. După un minut se închide aplicația. Apelul. Adevărat. Există. Și la varianta premium... Mă gândeam frazie. La varianta premium poți vorbi până la 5 minute și poți alege inclusiv caracteristicile persoanei care să te sune. Sexul, vârsta, pasiuni, chestii. Asta mi-a adus aminte de jobul ăla din... multe vremuri apuse, când veneau și nu existau ceasuri deșteptătoare și veneau și te trezeau cu boabe de exact. Diverse cereale sau așa, oricum bălți, băteau un geam și te trezeau. Back to origins! Educator. O aplicație care motivează copiii să-și facă atribuțiile și sarcinile, utilizând o varietate de tehnici super personalizate, inclusiv memorarea sarcinilor pe care le-a făcut până acum și rewards. Recunoaște că asta te-a plăcea ție să o lansezi. Recunoaște că asta este mult prea pe tine această aplicație. Nu m-ar vă spune că este falsă, dar mi-aș dori o asemenea aplicație. Este! E falsă. Ai Call Blaze and Master Machine. Vorbești cu Blaze sau cu mașină. Aplicația e atât de dubioasă încât unul dintre personaje îi spune copilului: ce ți-e frică? De ce ți-e frică? Din cauza cuțitului pe care l-am în mână și cu care urmează să te înjunghi? Să iartă-mă, e un pic prea mult pentru mine, nu știu dacă mai puteți ține pasul cu asemenea informații. Există o aplicație care spune copilului că ar putea să bage cuțitul în el? Da, vorbește copilul, vorbește la telefon cu unul din personajele preferate din desenele animate, care personaj îi spune, ți-e frică de cuțitul? O să spun că este atât de cretină, când aveai cum să inventezi așa ceva, și spun că este adevărată și mi-este frică. Este adevărată, da. În America sau pe unde, doamne? A fost interzisă între timp, dar da. Da, imaginez. Da, e adevărat. Era un pic prea dubioasă ca să fii inventat tu. In the neighborhood. Este o aplicație care îți spune care zone sunt sigure de mers și la ce ore și în ce zone criminalitatea este mai ridicată. Ideea este că e foarte posibil să existe o asemenea aplicație, dar este în același timp foarte posibil ca tu să-ți dorești această aplicație, pentru că mi se pare foarte tare, mai ales atunci când mergi în străinătate și te plimbi și nu știi exact cum sunt cartierele, este falsă. Da.
Am inventat-o eu. Dar e genială! Deci, da. Tu ți-ai greșit meseria, nu știu de ce mai stăm aici când ai putea să faci foarte mulți bani din aplicații. Hello! Da. Stăm pentru banii foarte mulți pe care îi facem de la YouTube. I'm a man! Nu, asta e aplicația. Este o aplicație prin care poți urmări ciclurile mai multor femei. Fiecare dintre femei crede că aplicația este dedicată doar ei și introduce chiar ea datele. Și de ce ai urmărit ca să știi cât poți să faci... Gigi. Păi da, dar chestia asta, detaliul ăsta, că ea crede că doar ea introduce, da, înseamnă călcare gravă a GDPR-ului și a tuturor... Da. Fals. În America, de exemplu, nu există GDPR. Nu. Există această aplicație. Nu există în America GDPR? Nu, e doar... Păi mă mai gândesc dacă vreau să o și vizitez. Păi nu vreau să mă mut, dar acum vreau să mai, nici să mai vizitez. K-Blocker. Blochează tot ce e legat de Kardashians. Nu ți apare nimic, nicio știre, niciun nimic pe telefon legat de Kardashians. Fals. Era... Deci, îți dai cât de mari sunt ele, nu mari așa, că sunt și mari așa, dar cât de mari sunt la nivel, nu știu, da, social media, încât să ai mixte aplicații care să le blocheze. Fingers counter. Arăți un anumit număr de degete la cameră și camera îți spune câte degete ai arătat la camera telefonului. Și la ce-l folosi chestia asta? Fals. Fals. Era prea stupidă, trec și așa și pe asta în cazul care nu știi să cotești sau... Pe asta amizați, sperați să se pară atât de stupidă. Da, 5. Încă două. Blower. Este o aplicație, da, care îți face telefonul să fie un fel de fel. Sufla aer pe aici. Fals. Nu, no, real. Păi, dar cum poate să sufle aer pe acolo? Nu știu, am găsit. Nu cred, asta este o falsă, adică pentru cine vrea să creadă pe este. Nu, am văzut pe YouTube cineva care a cumpărat-o, costă un dolar sau cât costă, și efectiv dădea spre lumânare. Nu suficient cât să stingă, dar se vedea că într-adevăr este aer pe aici. Posibil, sunetul pe care îl scoate e posibil să facă boxa să vibreze astfel încât să împingă un pic aer. Nu, n-am o explicație. Mareță grădina, doamne! Pick a melon! Așa. Știi, te duci la piață, tot timpul vrei să cumperi pepenele ăla care să fie bun. Da. Exact, metoda clasică, batem în pepene și vedem... Dacă sună gol, nu? Da, dacă sigur într-o anumită poziție sună gol. Oh, mai dai pătare pe mine! Așa! Așa. Bați în pepene, înregistrezi sunetul în timp ce bați în pepene și aplicația spune dacă să-l cumperi sau să nu-l cumperi. Du-te-mă, că asta e falsă! Reală! Da, reală. Nu funcționează. Am văzut iarăși pe cineva care a testat-o, a testat la același pepene, a bătut de mai multe ori și s-a spus și așa, și așa. Doamne, în ce lume trăim? Twin Dog. Tinder pentru câini. Da! Da. N-are cum să nu-ți, pentru că ți există tot ce vrei pentru animale de companie. Era evident că o să existe și o aplicație. Da. Știi, apropo de aplicații. Da. Că tot suntem la aplicații. Și voiam să mai spun niște chestii trivia foarte interesante. Google a lansat Google Trips, care e un planificator complet pentru vacanță, include tot. Și ce ar putea aduce Booking și Airbnb. Și ce ți-aduce TripAdvisor. Și, foarte tare. Da, sunt toate la un loc. Foarte tare. Tu știi, cât timp economisești? Da, da. Și mai este o aplicație foarte interesantă, neapărat suntem înainte de ultima și de asta. Aaa, este o emoție, că am 6 puncte, nu crezi? Excelent, să vedem cine se frișcăiește astăzi. Haide să vedem. Da, există o aplicație care scanezi codul de bară al unui produs și îți spune prețul și review-uri de pe internet, tot ce îți găsește despre el. Foarte tare. Da, nu știu cum se cheamă, dar sunt convins că dacă o căutați, o să găsiți. Dacă mi-amintesc, o să pun în descriere un link către ea. Aplicația Nothing, care nu face absolut nimic. Și de ce ți-ai descărcat-o? Eu asta nu înțeleg. De ce ți-ai descărcat o aplicație care nu face nimic? Care-i scopul ei? Păi, în timp ce deschizi aplicația Nothing, de fapt, ceva tot face. Nu blochează celelalte notificări.
Aaa, deci... E ca și cum ți-ai pune telefonul pe mod avion. Dar nu ți-l pui. Da. Am înțeles, ok. Ultima! Scratch-a-rator! Scratch-a-rator. Telefonul vibrează la o anumită frecvență și dacă îl pui pe o zonă care te mănâncă, îți trece mâncărimea. E falsă! E falsă. Iarăși trebuie să mă frișcăiesc eu. El știe că mie îmi place foarte mult scărpinatul. Eu prefer scărpinatul pe fără masaj. Și de multe ori mi-am zis, bă, trebuie să inventez ceva cu un salon de scărpinat. Și mă gândeam eu că ai băgat aplicația asta. Da, dar știi că există o aplicație care se cheamă, nu mai există, a existat, I Am Rich și care costa 999.99 de dolari. Pe care au descărcat 8 oameni și singura chestie pe care o făcea aplicația era că ți-a afișa un diamant pe ecran. Bă, dar erai bogat că aveai bani pe aplicație, demonstrai ceva să nu demonstrai. 8 oameni au demonstrat înainte de a fi scoasă din App Store. Foarte tare! Bun, asta e viața. Avem aici 3 bombonici. Eu o să mă întorc pe spatele ca să nu văd unde sunt puse. O să amestec eu ăsta. Of, ce soartă! Mulțumim că v-ați uitat la clipul nostru. Nu uitați și pentru like și pentru share. Nu uitați să vă abonați dacă nu v-ați abonat și să apăsați și clopoțelul de notificare ca să vă spună YouTube de fiecare dată când postăm un clip nou. Oricum, în fiecare vineri ne găsiți aici la Uite Care-i Treaba! Iuhuu! Hai să ne vedem! Te rog, găsește bombonelele! Așa, te rog să cauți foarte bine în această frișcă! Caută bine, dar caută! Caută mai bine, măi! Trebuie să-mi demonstrez că l-ai găsit. Una! Două! Asta e și următoarea. Mamă, cum a prins o pe asta. Ia! Trei! La revedere! Pa! Cheers!